Cu mult timp în urmă, în adâncul pădurii exista un sat ascuns în care trăiau niște creaturi micuțe. Ei își spuneau ștrumfi și erau buni la suflet. Dar mai era și Gargamel, vrăjitorul malefic. El era rău. Urăsc ștrumfii! Te prind eu! Vă voi prinde pe toți, chiar dacă este ultimul lucru pe care îl voi face! Pune-o mâna pe voi! O să vă pară rău când o să vă găsesc satul! Pădurea este încă acolo și dacă ascultați cu atenție, puteți auzi urletele lui Gargamel, iar dacă sunteți buni, îi puteți zări și pe ștrumfi. Ștrumfii! Aș putea spiona puțin și să-mi găsesc din întâmplare darurile înainte de ziua mea. Și când vine vorba de spionat, sunt cea mai tare! Ei, Saset, e ștrumfește, dar unde o să-ți ascunzi broscuța? Sub căciuliță! Oh, vai de mine! Oh, ăsta-i necazul cu broscuța asta! Când începe să sară, nu se mai oprește! Dacă vrei să păcălești pe ștrumfiță, ar trebui să găsești o chestie mai steață. Așa e, ștrumfița reușește întotdeauna să-și descopere darurile înainte de ziua ei. Oh, arici țipători! Anul ăsta nu să-i mai meargă! Măi să fie, Saset, ce faci tu acolo sus? Ștrumfișorii vă prezintă cu mândrie sistemul lor garantat de alarmă care combate spionajul ștrumfiței. În apropiere de clopoțelul de cină al ștrumpului, la cum îl veți găsi pe ștrumpișorul Snappy. Dacă ștrumfița o ștrumfește în coace, Snappy o să urle ca un lup. Au, 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 au. Lângă piața din centrul veți găsi pe ștrumpișorul Nat. Dacă ștrumfița o ștrumfește în coace, Nat o să facă precum bufnița. Up, up. Și dacă ștrumfița ștrumfește spre mine, am să-l atrucă un câine. Ce plan grozav ștrumfișorilor! Sunt de acord! Se pare că geniul meu i-a ștrumfit în sfârșit papa ștrumf. Cu atâta avertizări, o să ne putem ține darurile ascunse. Spionatul e floare ștrumfescă la ureche. Nu trebuie decât să fac pe nevinovata. La 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 ca, 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 crepsuzet, vine ștrumfița! Ștrumfule Pictor, voiam doar să... Îmi pare rău, ștrumfițo, încă nu s-a uscat vopseala. Înțeleg. Au, 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 au. Oh, au, vai de mine, ștrumfița. Hei, ce pregătește aici, ștrumfule Lacom? Cred că nu m-am mișcat destul de repede. Trebuie să ștrumfesc pasul. Aoleu, nu se poate să o las pe ștrumfiță să vadă păpușa ștrumf ochelar care merge și vorbește. Cum se face oare că am mintea mai altă decât a celorlalți? Acesta este un mare mister că și nici măcar eu nu pot să înțeleg. Cum să spionez dacă nimeni nu mă lasă să o fac? La 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 la. Nat, ce faci tu acolo sus? Păi, exersez cântecul unei păsări. Up, up. Se întâmplă ceva foarte, foarte ciudat aici. Foarte ciudat. Nu-mi vine să cred. Ștrumfița totuși mai caută darurile pentru ziua ei. Tarantule trăpăitoare, uite că vine iar. Mea o ia razna. O să fac o ștrumf criză de nervi. Până și o alarmă antiștrumfiță trebuie să se mai odihnească nițel. Dacă ștrumfița te prinde iar făcând capufnița, chiar o să creadă că nu mai ești în toate ștrumințile tale. Cumprați ștrumf!
Că președinte a comitetului darurile pentru ștrumfița o surpriză, aș vrea să propun o soluție. De un azi, când mergeam cu bicicleta prin pădure, am descoperit o mică peșteră. Saset și cu mine credeam că ar fi o ascunzătoare perfectă pentru darurile noastre, așa că am făcut niște hărți pentru toți ștrumfii. Da, super, super. Ștrumfițe, nu se tragă prin minte să-și caută darurile tocmai într-o peșteră. Oh, ce dimineață frumoasă de primăvară. E o vreme minunată să mai dau de niște comori. Da, da, hai, repede. Ce-o fi asta? Suntem pe aproape. Peștera imediat după cutitura asta. Ce ciudat arată vietățile astea. Și duc daruri cu ei. E o firidă aici, destul de încăpătoare ca să depostească darurile noastre. Trebuie să recunosc că treaba asta mă face să-mi recapăt liniștea minții. Au plecat. Am rămas numai eu cu minunata mea comoară strălucitoare. Mă întorc să mai iau. Spionez de două zile și n-am dat de nici un dar. Vă încerc, poate aflu ce dar îmi pregătește ștrunful cu ochelari. Ce noroc, nu-i acasă. Vai de mine, sper că nu să-mi dea și anul ăsta în jurnalul ștrunfului cu ochelari. Ce-i asta? Scrie: ascundeți aici darurile pentru ștrunfiță. Deci asta am făcut, cu darurile pentru mine. Rubine, smaralde și acum darul pentru o zi de naștere. Ah, da, am mai multe comori decât au mulți regi. Trebuie să fie pe aici, pe undeva. Oh, dar cine o fi? Oh, unde sunteți darurile pentru ziua mea de naștere? O altă vietate din aia albastră. Ah, ce minunat păr auriu are. Bună. Ai văzut cumva niște daruri de ziua mea pe aici? Ah, sigur că da. Uită-te după bolovanul ăla de acolo. Oh, de ce nu m-am gândit? Unde sunt? Ești în colecția mea de comori, dragă. Spiritul bătrân și răutăcios, dă-mi drumul. Dar de ce? Vreau să te am și pe tine în colecția mea. Nu pricep, ștrumfița nu întârzie niciodată la micul dejun. Dar acum întârzie chiar la micul dejun de ziua ei. Gata, cine mi-a luat harta? Vroiam să mai adaug câte ceva păpușii vorbitoare pentru ștrumfiță și nu mai găsesc harta. A luat-o ștrumfița. Deci ne-a păcălit până la urmă. Trebuie să pornim imediat în căutarea ștrumfiței. Vai, e ziua mea și trebuie să mă petrec aici, departe de prietenii mei. Dar nu-i chiar așa de rău, dragă. Dacă vrei, poți să te uiți cât poftești la comorile mele. Nu mai pasă acum de comori, dacă nu sunt împreună cu prietenii mei. Nu-ți pasă de comorile mele? Ștrumfița! Ștrumfița! Papa Ștrumf a venit după mine. Sunt aici jos, Papa Ștrumf. Jos, Papa Ștrumf. Ha? Ștrumfito! O să-mi iau o parte dintre comori, dar nu pe toate. Și dintre astea faci parte și tu. Uf, ce faci? Mă duc într-un loc unde nu ne pot găsi. Firar să fie. Nu o să-mi poți lua niciodată comorile. Să nu lăsăm să scape. Ștrumfule cu ochelare și Snabi, veniți cu mine. Am înțeles, Papa Ștrumf. Ceilalți, rămâneți aici până ne întoarcem. Urmăriți castronul ăla. Nu vrem decât pe ștrumfiță. Nu vrem să stăm cu morile. Ce zice? Ai grijă! Ajutor!
venim, ștrumpito? Și vor să-mi ia comoara. Tot n-o să-mi ia nimic. Trebuie să am mare grijă. Ștrumpito, ești afară? Cred că da, papa ștrumpit. Dă-mi mâna, am să te ajut. Dar am să pierd comorile dacă îți dau mâna. Dă-le drumul, nu sunt importante. Adio. Ștrumpule plăguț, întotdeauna mi-am dorit un colier din pietricele. Serios? Hai de bine. Vă mulțumesc tuturor, îmi plac tare mult darurile voastre. Și vă iubesc și mai tare pe toți cei care mi le-ați adus. Și noi te iubim, ștrumpițo. Ha, nu pricep de ce ar vrea cineva să-i dea altcuiva un dar în loc să-l păstreze pentru el. Nu înțeleg. Noi ne facem daruri pentru că ești trunfos să faci daruri. Iar așa. Ți-a nu ți-a dat nimeni niciodată un dar? No. Îmi dați voie? Sigur, ștrumpițo. Acum darurile sunt ale tale. Dar nu mă pot hotărâ. Uite, pentru tine. După cum spuneam eu, ștrumful cu... E, cred că o să fac o încercare să dăruiesc. Poftim. Ei, bine. M-am hotărât să-ți fac un dar adevărat, ștrumfițo. Poți să-ți alegi orice vrei din colecția mea de comori. Ce drăguț din partea ta, domnule Spiriduș. Dar cred că dacă vrei să daruiești, ar fi bine să înapoiezi comorile celor de la care le-ai luat. Să le înapoiezi? Păi dacă o să fac asta, nu o să mai rămână nimic pe lumea asta. Ce fac? Ai putea avea niște prieteni dacă ai vrea. Pe mine, de exemplu. Și pe noi. Chiar și pe mine. Și după cum spuneam, prietenul la nevoie se cunoaște. Haide, domnule Spiriduș, e mult mai distractiv să ai prieteni.